Dinamo a încheiat sezonul regulat cu o victorie cu emoții în fața Chiajnei. Câinii au avut viață grea cu foștilor coechipieri. Ropotan era să deschide scorul în Ștefan cel Mare la jumătatea primei reprize. Alexe a avut și el șansa lui 1-0, dar nu l-a putut învinge pe Muțiu. Golul a venit la cealaltă poartă. Grecul Papazoglu a bifat prima sa reușită în tricoul lui Dinamo. Emoții au fost și în partea a doua, dar Muțiu a intervenit senzațional în fața lui Gorobsov. Desprinderea a venit la jumătatea reprizei. Sărescu a marcat la capătul unei faze superbe. Liniștea dinamoviștilor nu a durat decât 3 minute. Ropotan a refăcut diferența de un gol cu un șut de senzație. În prelungiri, Musa a irosit o ocazie uriașă de egalare, iar Dinamo Concordia s-a terminat 2-1. Ați urcat pe locul 9. Pentru mine, Dinamo pe locul 9 este, sincer, este o glumă proastă, dar asta este adevărul și trebuie să mergem mai departe. Sunt 5 meciuri, 10 puncte. Când am venit aici, în 10 meciuri am făcut 11 puncte. Bratul în 10 meciuri a făcut 10 puncte. Cu Alot, iar Lodea am și spus că vreau să fiu judecat după perioada de pregătire.